firească la ceea ce ne-a povestit Flori mai devreme. Da, îmi cer scuze. Dacă reușești să găsești calea aia de mijloc, mult dorita cale de mijloc prin care să împaci și capra și varza, prin care să transmiți, ți-ai de transmis fără să cazi în derizoriu, fără să blasfemiezi, adică abandonând limbajul profesiei, atunci poți spune că ai îndeplinit misiunea de a ridica zborul militar în lumină și de a-l prezenta tuturor celorlalți, celor de acolo, de dincolo de gardul unității. Dorul asta a făcut. Tace și privește iar față de masă, găsindu-i o altă cută de îndreptat. Da, Fuzi. Fuzi era unul dintre colaboratorii săi și el s-a dus. Numele adevărat este Dumitru Bergonski. Ăsta a fost dorul și cred că asta suntem și noi datori să facem. Nu crezi? Cred că suntem datori să-i călcăm pe urme. De fapt, să încercăm să-i călcăm pe urme pentru că e cam greu să mergi pe urme de uriași. Să mergem pe poteca lăsată de el. Poteca tăiată de el în hățișul dintre cele două lumi, civilă și militară. Poate și pentru el, pentru strădania lui, că sigur nu i-a fost ușor să lupte și mai ales cu indiferența, cu secretomania, cu suspiciunile, cu obtuzitatea unora și altora, cu ideile preconcepute din capetele lor. Da, eu așa cred. Cred că suntem datori să-i continuăm misiunea și să arătăm lumii întregi zborul militar, ce reguli are lumea noastră, cine suntem noi și din ce aluat suntem făcuți. De ce e importantă misiunea noastră, vechea noastră de aici, din inima pustietății. Pustietatea aceea de care vă vorbeam. Pentru că dacă iubesc eu în mod special pe oamenii aceștia, este exact pentru faptul că au știut să povestească frumos despre locul acela. Aș trebui să intervin un pic apropo de imaginile pe care le-ai evocat. Imaginați-vă că după o perioadă mai lungă de tatonări, de colaborări, de chiar lucrări de cercetare făcute împreună pe probleme legate de spațiu-timp, e o carte foarte interesantă a lui, legată de OZN-uri, în care eu n-am prea fost foarte, știu eu așa, legat de acest subiect, dar modul în care pune problema era extrem de interesant, spunând așa, nu știu dacă sunt adevărate sau nu, dar fi bine să le studiem dacă din această literatură, care poate să fie discutabilă sau nu, se naște o idee, hai să o folosim pur și simplu. Dacă ar fi adevărată, ce s-ar întâmpla? Am intrat în jocul lui și am descoperit un brainstorming extrem de interesant. Era foarte palpitant, dar aveam un moment că m-a invitat pentru prima dată să ajung și eu la Bărăganu, să mă duc în lumea lui, în lumea reală, la el, acolo unde în cămăruța lui albă, un alb foarte simplu, un alb dat de vară, într-o chilie aproape, unde erau niște fiecare lucru, o să vedeți și niște poze, fiecare lucru era cu anumită încărcătură și cu anumită semnificație, rămasă pătrund și m-a invitat cu întreaga familie. Ca să înțelegeți perioada, era foarte interesant. Eu deja aveam niște experiențe deosebite la piramida la Pitești. Nu știu dacă știți că la Pitești a fost un experiment mai deosebit, un studiu efectului de piramidă, o piramidă în scara 1 la 10 din piramida lui Cheops, cu un laborator de cercetare foarte sofisticat, era finanțată de Academia Română în perioada înainte de Revoluție. Era un lucru extrem de interesant și merită toată discutată ține. Și asta era nivelul. Aveam în jurul meu mai studenți de foarte bună calitate. Eram șef de lucrare la Politehnica Bucureșteană. Mediul era de foarte mare calitate, nu fusese niciodată, în cel puțin în ultima perioadă, cu trenul. Ca să ajung la Bărăganu, a trebuit să iau un tren. Pentru prima asta am luat un tren personal. Am avut un șoc. Și de atunci mi-am dat seama ce înseamnă să stai tot timpul în cutia ta, in the box. Pentru că nu mi-ai mai imaginat ce lume găsesc în afară, ce lume era în trenul respectiv. A fost un șoc. Oameni nu simpli. Oameni care, într-un fel sau altul, de-abia, cred că puteam de multe ori discuta, eventual, în limba română, nu despre fractal și haos, și nu despre floreze cuantică. Șocul a fost extrem de mare și îmi dădeam seama, stai puțin, că s-ar putea că eu tot vorbesc că trebuie să difuzăm, dar s-ar putea să fie așa o minoritate încât nu are sens. Dar oare are sens ce vorbim? Cum să-i ajutăm pe oamenii aceștia? Mi-e greu să-mi descriu. Vreau să spun că a fost un șoc până în momentul în care am coborât, am intrat chiar în panică, pentru că în clipa în care mediul este așa de altfel, modul în care interacționezi cu oamenii, e deosebit, nu știi cum reacționezi. Să te uiți pe oameni, să te uiți pe oameni, dacă te uiți, îi jignești, nu prea arătam eu posibil să intru într-un conflict de interese cu cei din zona respectivă, deci a fost un stres foarte mare.
Când am ajuns în gară și m-a luat, erau și cu familia, Andreea era destul de mică, și când am ajuns în gară și m-a luat Doru, am avut așa un sentiment de eliberare, parcă niciodată am dat în altă lume. Ne-a dus în lumea lui, ne-a povestit. Am stat două zile și două nopți până când ne-a pregătit să avem botezul pistei. Pentru asta vrea să vă împărtășesc și a însemnat, pentru că nu știam ce vrea să facă. Zice, uite, vă duc, voi o să mergeți într-un loc, vă duc într-un loc special. Veți trăi un eveniment special și acela noi numim botezul pistei. Să nu vă fie frică. Când îți spune cineva să nu vă fie frică, deja e o problemă, mai ales că cu Andreea și, mă rog, na, dacă eram eu cu nevastră, mai era. Dar și cu fata cea mică, nu e pe era chiar grozav. Deci, stați aici și mai departe o să discutăm când mă întorc. La capătul, era cam la jumătatea pistei. La pista în sine a fugit spre avionul lui, care era undeva la începutul pistei. Și acum aștept ce poate să întâmple, ce poate să întâmple. Și s-a suit în avion, a început să pună în forțaj motorul. Ați auzit că acum arată un motor obișnuit, dar un avion cu reacție e ceva ca care se rupe pământul. Ne imaginez cum o fi la NASA când treacă o rachetă. Și acum a început să vină avionul. Pe măsură ce se apropia de noi, era o distanță de vreo, știu eu, 400 de metri, pe măsură ce se apropia, intensitatea zgomotului creștea exponențial, cu așa o viteză, încât deja ne-am dat seama că avem o problemă. Ne-am pus problema unde să fugim, dar ne-am dat seama că nu avem cum să fugim, că nu avem timp. Și totodată a trebuit să ascultăm, totul a fost în ordine până avionul a trecut în dreptul nostru, dar după aceea am uitat în conul ăla. Era la o distanță cam de 10 metri de pistă. Nu vă puteți imagina o senzație extraordinară de sunet care atinge un asemenea intensitate, nu știu cât decibel o fi avut. În orice caz, era participat cu tot corpul și stomacul și capul și totul. Tot era o vibrație. Dar din toate a devenit ceva frumos. Așa de frumos a fost momentul ăla, când eram unul la altul, cu și eu și Andreea și Cornelia, de nu ne venea să credem că se poate trăi așa ceva. Mă rog, a plecat, s-a întors, era nebunit, venea tremurând. Ce ați simțit? Noi n-aveam cuvinte, era ceva extraordinar. Dacă n-aveți cuvinte, ăla a fost botezul pistei. Și a fost un dar absolut deosebit și stau și mă întreb cât lume poate dărui cât un moment de genul ăsta, de neuitat, în care cuvintele nu pot transmite vreodată. Deci de aia noi facem o greșeală mare de educație, transmitem copiilor numai cuvinte, nu trăirea ține, se creăm numai prilejul, școala, în care el se descopere prin trăire personală și se magazineze astea, nu se aude vorbită sau descrisă, care a scurcivitat calea către cunoaștere, calea către trăire. Asta mi se pare un lucru important și o parte din toată evoluția mai departe, chiar a școlii Nexus, care o facem noi, are cumva conotații și din acel moment. Așa că, dacă odată aveți șansa să trăiți botezul pistei, să nu vă speriați, e dramatic în prima etapă, dar are o frumusețe așa de mare încât, acum, mai e o problemă, să nu căutați să faceți asta fără cineva și să stați pe lângă pistă, fără să fie cineva care să vă spună unde să stați, da? Deci nu e experiență făcută, nu faceți acasă oricât și oricum, da? Cred că putem merge mai departe pe lângă pistă. Da. Te asigur, Florin, că șocul acela în drumul dintre București-Obor și Bărăgeanu este același, dacă nu și mai mare. Și vă rog să vă imaginați că majoritatea ofițerilor care nu erau puțini la garnizoana aceea, ca să ajungă acolo, făceau, dacă nu aveau mașină, și dacă nu au mașină, făceau acel drum cu personalul până la stația Bărăgeanu. Iar după aceea, drumul acela pe care eu cu care am început, era făcut pe jos. Deci este un, dacă vreți, și un drum al interiorizării, al experienței. Mai departe putem merge. El este Dorul, probabil în anii 80 aici. Mi-aduc aminte că la ultima întâlnire, după ce m-am băgat și în costumul ăla, ca să simt un pic cum să simt vibrația, chiar cu agălul nu m-am amenațat, dar am simțit puțin vibrația, am simțit puțin ce înseamnă să strângă de picior, am simțit un pic manșa și așa departe, cât de îngust e, cât de incomod e scaunul ăla, cât de incomod e spațiul ăla de acolo, ceva de imaginar. Nu claustrofobie, este curci, nu ai nicio mișcare, ești acolo, trebuie să ai anumită disponibilitate ca să te poți mișca, te zimbol, conducând ceva care merge cu viteză supersonică și care, într-un fel sau altă, mi-a dărit o cască de asta de-a lui
Și când vreau să mă duc aminte, pentru că dispariția lui a fost șocantă pentru noi toți, cel puțin ca familie, nu credeam că se poate întâmpla așa ceva, mai ales că despărțisem destul de curând, era foarte viu. Așa mi-l și amintesc. Avea o figură luminoasă, enigmatică, avea un tip de enigmă în asta care nu știa ce plutește, e o ZN, e de la noi, de la Zeița de Oricalc, de unde vine, apropo de cartea lui Zeița de Oricalc. Am pus-o pe, la mine pe pagină, poate o răsfăință așa un pic. Dar, cum să spun, respecta costumul, nu respecta o rigoare aberantă unde nu trebuie. Avea un umanism care ieșea din sfera costumului pe care îl purta, pentru că mai conta mai mult omul și grija lui pentru celălalt, pentru că era viața lui în joc ca instructor de cum să spun, supersonic, avea mai multă grijă nu să țină ierarhia față de subalte, ci să fie cel care reușește să-i transmită ca să fie stabil acolo unde sunt în aer. A fost un om extraordinar și a rămas acolo și prin ce s-a deosebit? Pentru că veți spune, bine, nu există numai baza de la Fetești, 86 aeriană așa, sunt mult mai multe baze aeriene în țară, și, dar el acolo a făcut lucruri de excepție. În primul rând, calitatea zborului a fost una dintre, și este și a și rămas, baza de la Bărăganu a rămas elita, pentru că după el a urmat un altul pilot de excepție, Dorel Luca, iar faptul că a avut această inteligență, această deschidere, s-a luptat cu regimul de atunci, băieții au recunoscut-o, au spus, pentru că era un soi de secretomanie generală și generalizată, așa, și aducea la bază toți prietenii săi. Ion Țară-Lungă, Florin Munteanu, un alt prieten al său, Corneliu Marianduc, Inim cât să cuprindă cerul patriei. Vă rog frumos să căutați aceste cărți, voi care sunteți, Inim cât să cuprindă cerul patriei. Deci avea această deschidere, pentru că el a terminat școala militară la Bobocu în anii 67, după aceea în alta școală de studii militare și avem diploma sa, Florin da, imagine de la zbor, a terminat-o prin anii 76, iar după aceea a fost instructor de zbor. Iar prin anii, aceasta este diploma lui de absolvire. Iar prin anii 82, dacă nu mă înșel, a fost primit în Uniunea Scriitorilor. Deci deja publicase prima dintre cărți, putem ajunge. Ei, da. Facem o paranteză pe la cărți. Da, facem o paranteză până la cărți. Avea o prelungire organică, era permanent lângă cineva care era parte componentă, era din trupul lui, din gândul lui, era fascinant, era o simbioză și o relație extraordinară. Cum să spun, era camera specială, era locul special, aproape că nu mai știi cine era, a cui prieten sau stăpân, ceva de genul ăsta. Avea o relație extrem de particulară și o comunicare extrasenzorială extrem de interesantă și deci și experiențe la limita unor probleme care, într-un fel sau altul, de putem exprima în limbaj academic sau de multe ori mai bine le trăim decât să mai vorbim, că le vorbim degeaba, trebuie să trăim. Și el trăia lângă partenerul lui, absolut deosebit. În cărțile lui, foarte, foarte, foarte des, deci, în primul rând, vorbește la persoana întâi. Vorbește despre el, despre familia lui și totul este comparat cu zborul. Modelul lui de comparație este de cele mai multe ori motorul, zborul, de fiecare dată. Asta este lumea lui. La un moment dat nu știi dacă realul este atât de real că se confundă cu fantasticul sau dacă fantasticul e atât de fantastic încât devine real. Iar câinele, în mod special Tom, și îl vedeai trecând în oraș de fiecare dată cu câinele în dreapta sa, în mașină, trecea. Avea o iubire deosebită. Dar nu numai Tom. Îl întâlnim pe Ringo, pe Babette Nebună, pe Maria al Patrulea, pe Peggy, pe Fritz
pe Bufa, pe Bufi. Deci ăștia sunt eroi, o iubire. La un moment dat, în Ridică-te și mergi, spune că după o beție cu Mihail Sârbu, printre salvamentiști, a dormit pe plana unuia dintre San Bernard. Nu numai numele, vă spuneam că numai câinii, colegii lui de zbor. Iar la vremea aceea vreau să vă spun că garnizoana, într-adevăr, era elită. Cred că în anii aceia, Florin, erau peste 40 de piloți de excepție. Mulți dintre ei au fost, într-adevăr, și au rămas de excepție, cum aminteam de Dorel Luca, dar nu numai el, Berbunski și... Era o familie, te simțeai într-o familie. În rată zici într-o colectivitate și nu auzi ceva sau nu vezi un zâmbet mai dubios sau să nu apară la un moment și o bârfă. Era o atmosferă de cu totul altă factură, dar ce interesant, ce mi-ai evocat și vreau să o puntez încă o dată, talentul în sine de a marșa în fantastic și a crea un limbaj de graniță, care pe de-o parte puteai să-l vezi ca fiind fantastic, dar același timp avea niște elemente care puteau să fie luate ca temă de cercetare. Deci, cu alte cuvinte, ne-am chelidat mult. Eu eram exact în perioada care descopeream frumusețea geometriei fractale, problemele teoriei la haos, atunci descopeream. De aceea era și foarte autentic și atmosfera era și împreună lucrare. Deci, automat, stimulam reciproc. Și, într-adevăr, Zeița de Coricalt, toate poveștile lui și inclusiv cartea lui de science fiction, dar de fapt despre semini dintr-o rațiune, despre ideea de a căuta într-o formă inteligentă, inteligența care poate să apară altfel, nu obligatoriu cu nave și nu obligatoriu, sau dacă vine cu nave, poate să fie și altfel, nava poate să fie altceva. Și nava respectivă poate să se miște doar în spațiu sau în timp. Și vreau să vă povestesc o problemă interesantă. Am fost la Constanța, la o sesiune de comunicări împreună, pe o temă de știință prospectivă, și la un moment dat întorceam cu trenul de la Constanța, după ce am pus și experiența aceea de la Hiperbar. Și dacă știți că în Constanța este un centru militar pentru cei care studiază.